În această dimineață, vreau să privim în scriptură la o întâmplare destul de ciudată, dar nu unică. Vă invit să deschidem scriptura în cartea Ruth, la pagina 287. Cred că fiecare dintre noi ne amintim în mare ce se întâmplă în această carte, ce se întâmplă cu Ruth, cu Naomi, dar vreau să privim lucrurile poate dintr-o altă perspectivă. Vă invit să deschidem scriptura împreună în această carte, Rut, la capitolul 1 și voi citi câteva versete. Pe vremea judecătorilor a fost o foamete în țară. Un om din Betlehemul lui Iuda a plecat cu nevastă sa și cu cei doi fii să locuiască pentru o vreme în țara Moabului. Pentru început aș dori să mă opresc la acest verset, versetul 1 și vreau să vă întreb... Puteți observa o problemă în această relatare, în ce se întâmplă aici? Puteți observa că este ceva ce nu este normal, ceva neașteptat? Foamete, da? Privim în Vechiul Testament și descoperim că nu a fost o situație unică acum. Au fost perioade mai scurte sau mai lungi, ne amintim de cel puțin perioada de trei ani și jumătate când. A fost foamete. Ne amintim de Avram și soția lui când iau și ei decizia să se mute, deoarece locul unde erau era lipsit de ploaie și era foamete. Vreau să privim poate mai mult la un cuvânt din acest verset și anume Betleemul lui Iuda. Ce semnificație are acest cuvânt Betleem? Ne amintim? Țara pâinii, casa pâinii. Este neașteptat ca în locul în care ar trebui să fie pâine, uite că este foamete. Foamete în casa pâinii. Dacă privim aici, și dacă am fi trăit în timpul acela, cu siguranță. Cred că am fi avut această așteptare cumva. Dacă locul acela era promis ca fiind un loc unde toate sunt în regulă și avem de toate, ne-ar fi plăcut să stăm acolo, în casa pâinii. Dar ce faci atunci când în casa pâinii este foamete? Care este decizia pe care ar trebui să o luăm atunci când ne confruntăm cu o astfel de situație? Și vreau să privim la ce se întâmplă aici, pentru că toate au de-a face cu multe experiențe pe care le trăim noi. Astăzi nu putem să vorbim de foame, de cel puțin unde trăim noi acum. Însă această foame, cu siguranță o putem folosi ca o metaforă pentru alte probleme cu care ne, ne confruntăm. Ca să ai pâine, care sunt ingredientele de care ai nevoie pentru a avea pâine. Făină, apă, sare, drojdie dacă se folosește sau nu. Da. Bine, făină, apă se găsește, se găsea mai peste tot, chiar dacă a fost secetă, se pare că apa încă mai era. Dar pentru a avea făină, ce trebuie să facă omul? să semene prima dată, da? să apoi să aibă grijă de recolta pe care a pus-o și în cele din urmă să ajungă cu, cu grâul acela la o moară sau undeva. Dar vreau să mai întreb un lucru. Cum poate omul să facă acele semințe care sunt puse în pământ să încolțească? Oare nu cumva pentru a avea grâu este nevoie de credință? Și oare nu cumva noi, pentru că trăim în timpul acesta, nu ne mai dăm seama de cât de vitală este credința în procesul acesta normal al vieții, cum trăiau oamenii în timpul acela și totul depindea. Viața nu era doar așa o întâmplare, nu era doar un noroc, ci pur și simplu totul era legat de credincioșia pe care o aveau ei față de Dumnezeu, pentru că vreau să mai deschid Scriptura în această dimineață cel puțin în două, în două locuri, în cartea Levitic, la capitolul 26, versetul 3 și versetul 4. Ca să vedeți cât de important este credința în acest aspect. Leviticul capitolul 26, versetul 3 și 4, dacă veți urma legile mele și veți păzi poruncile mele și le veți împlini Vă voi trimite ploi la vreme. Pământul își va da roadele și pomii de pe câmp își vor da rodul. Cât de legate sunt lucrurile, viața spirituală, de binecuvântările pe care le primim din partea lui Dumnezeu. De aceea spun, pentru ca să ai pâine, să ai făină, pentru a face în cele din urmă pâine, e nevoie să ai credința. Dacă lucrul acesta nu se întâmplă și vedem în istoria tristă a poporului Israel că de multe ori, mergând în apostazie, au pierdut binecuvântările lui Dumnezeu, se întâmplă exact opusul. Opusul îl găsim în cartea de Oteronomul, la capitolul 28, versetul 22, versetul 23. Atât de clar era cuvântul cu privire la ce înseamnă necredincioșia. Spune astfel aici Scriptura. Cerul deasupra capului tău va fi de aramă, și pământul de sub tine va fi de fier. Vedeți? Pare simplu. În momentul în care decizi să fii ascultător de ceea ce spune Dumnezeu, vei avea pâine pe masă, vei avea rod și lucrurile vor fi bune pentru tine, pentru familia ta. Dar când întoci spatele. Se întâmplă ceea ce găsim în această întâmplare. Când Ruth, când această familie, familia lui Naomi, soțul cu ea și cu copiii decid să se mute pentru o vreme în țara Moabului. Spune versetul 2 din Cartea Ruth, capitolul 1, numele omului acestuia era Elimelec. Numele nevestei lui era Naomi și cei doi fii ai lui se numeau Mahlon și Chilion. Erau ei fratiți din Betleemul lui Iuda. Ajungând în țara Moabului, și-au așezat locuința pentru o vreme acolo. Vedem că viața are o mare legătură cu credința. Și am pus această întrebare și vreau să o repet: ce faci atunci când nu este pâine în casa pâinii? Ce faci atunci când Poate ne imaginăm că trăim în timpul acela și că ar fi o, o brutărie, un loc unde am putea să găsim pâine. Și am merge astăzi acolo cu toată speranța și încrederea că vom găsi pâine pentru uh, familia noastră și nu găsim. Și mergi și mâine, și mergi și poi mâine, și poate ai răbdare și mergi o săptămână, două la rând, sperând că va fi pâine. Și că vei avea ce să pui pe masă familiei. Ce se întâmplă atunci când întâlnești această criză și nu mai ai pâine? După cum spuneam, cea mai lungă perioadă de timp în care nu a plouat a fost acea perioadă de trei ani și jumătate. O perioadă în care poporul era atât de îndepărtat de Dumnezeu încât așteptau ploaie de la bal, așteptau de la val să vină un, un răspuns și Dumnezeu, putem spune, că i-a lăsat trei ani și jumătate să aștepte. Știți ce se întâmpla? Vreau să citesc doar două gânduri din, din profeții regi, de la pagina 124. Trecuse un an și încă nu căzuse ploaia. Pământul era pârjolit ca de foc. Căldura arzătoare a soarelui distrusese și puțina vegetație care supraviețuise. Aerul era uscat și năbușitor, furtuni de praf vorbeau ochii și aproape opreau respirația. Orașe și sate, atât de prospere odinioară, devenise locuri de jale. Foametea și setea aduseseră printre oameni și animale o mortalitate îngrozitoare după primul an. După al doilea an, tot în Cartea Profeți și Regi, la pagina 127 acum, spune cuvântul A trecut al doilea an de secetă și cerurile neîndurătoare nu dădeau niciun semn de ploaie. Seceta și foametea își continuau opera devastatoare. Cu toate acestea, vreau să observăm aceste cuvinte. Israeliții apostaziați Refuzau să-și umilească inima înaintea lui Dumnezeu. Tați și mame neputincioși să aline suferințele copiilor lor erau constrânși să-i vadă murind. Vă puteți imagina ce înseamnă o criză de felul acesta? Să știi că toate au legătură cu credincioșia și cu ascultarea de Dumnezeu, să vezi unde duce neascultarea, să. Trăiești tragedii de felul acesta, și totuși, spune cuvântul inspirat, că nimic să nu te întoarcă. Nimic să nu-ți dea de gândit că trebuie să îndrept ceva. Și dacă am îndreptat acolo, toate binecuvântările pe care mi le-a promis Dumnezeu se vor împlini. Și ploaia, mult așteptată, va cădea din cer într-un mod minunat. Oare nu mă regăsesc și eu în această situație? Știu ce este bine, știu care sunt lucrurile pe care trebuie să le rezolv ca totul să fie într-un parcurs pozitiv și viața mea să fie sub binecuvântarea lui Dumnezeu, așa cum se poate pe pământul acesta. Însă, în același timp, negociem sau poate căutăm pâine în alte locuri, în moab, în această situație. Îl costă pe Dumnezeu să, să dea ploaie cu siguranță că nu. Cu siguranță că nu, însă putem vorbi despre acel zid de despărțire care este pus de neascultarea noastră și cumva prin neascultarea noastră s-ar putea să creăm o sferă care rupe legătura pe care o avem noi cu el. Și atunci ne întâlnim cu această situație să trăiești în locul cel mai potrivit pentru a avea pâine și totuși să nu ai. El Melec, soțul lui Naomi. Dacă vă aduceți aminte semnificația acestui nume, este una la fel de frumoasă și, spun eu, încrezătoare, plină de speranță. Dumnezeul meu este împărat. Și când vine criza și când te întâlnești cu această foamete, care este decizia pe care o iei în situații de criză? Decizia este să ne punem speranța că vom găsi pâine în alte locuri. Și în felul acesta, sperând că va fi bine în altă parte, haide să ne mutăm. Este bine, în altă parte, oare nu cumva în felul acesta sunt și eu de multe ori îmi pun speranța mea și toate speranțele mele în anumite lucruri care sunt tregătoare și atât de de puierile, în anumite momente? Oare de câte ori nu am luat și noi decizii așa pripite, doar pentru că ne-am gândit doar la situația în care ne aflăm și am uitat, de fapt, promisiunile pe care ne le-a făcut Dumnezeu? Am uitat, de fapt, că El poate să coboare pâine din cer. Pentru cei? Credincioși. Și cu siguranță aș spune că acești oameni ar fi trebuit să știe istoria poporului. Cum a fost purtat de Dumnezeu, cum a primit pâine când n-au avut și au cerut, cum au primit apă și au primit mai mult decât poate avea o nevoie. Dar, vedeți cum e? Uneori, dacă nu trecem noi prin acea întâmplare, Parcă nu înțelegem lecția atât de bine. Vreau să privim la, la ce se întâmplă aici, mai departe, pentru că, după cum spuneam, ne punem de multe ori speranța în lucruri trecătoare. Clădim într-un anumit mod, crezând că va fi foarte bine, și totul se dărâmă. De ce? Pentru că tot ceea ce ține de viața noastră, are de a face cu credința. Nu se poate altfel. Am citit doar câteva gânduri care vorbesc despre lucrul acesta. Ce se întâmplă aici mai departe? Este o, o dramă mare. Pleci cu familia ta crezând că va fi mai bine și ce se întâmplă mai departe? Ce ar fi trebuit să facă Elimele? Care trebuia să aibă mai multă răbdare, Oare trebuia să rămână în acel loc, cu familia și cu copiii, pentru a cere cu credință ca Dumnezeu să aibă grijă de ei acolo? Poate pentru noi, acum, analizând textul Scripturii, este simplu să dăm o răspuns. Dar dacă am fi noi acolo, ce dacă suntem noi și când situațiile acestea dramatice se întâmplă în viața noastră? cum luăm decizii? Aceasta este întrebarea. Pe ce se bazează decizia pe care o luăm în acel moment? Ne dăm seama că această decizie trebuie să se bazeze pe ceea ce spune Dumnezeu. Chiar în Moab, chiar în mijlocul unui popor care în Levitic este descris ca fiind un popor care face parte, uh, în care se întâmplă multe urăciuni, acolo, chiar acolo. Versetul 3. Elimelec, bărbatul lui Naomi, a murit și a rămas cu cei doi fi O altă tragedie. Nu este suficient că pleci de acasă, pentru că e foamete. Îți pui speranța că va fi mai bine și dintr-o dată Naomi rămâne cu cei doi Copii. Crezi că merge într-o țară unde va fi mai bine, unde nu se moare și totuși se moare acolo. Mai departe. Ei și-au luat neveste moabite, una se numea Orpa și cealaltă Rut. Și au locuit aproape 10 ani acolo. Versetul 5. Mahlon și Chilion au murit și ei amândoi. Și Naomi. A rămas fără cei doi, fia ei, și fără bărbat. Acest să văd toată această poveste. Să pleci cu familia ta, crezând că vei ajunge într-un loc unde va fi mai bine. Și dacă citim contextul și ce se întâmpla atunci în Moab, ne dăm seama că era un pământ mai fertil și lucrurile erau mai bune din punct de vedere uh, al hranei. Dar uite ce se poate întâmpla. Te muți acolo, crezând că va fi mai bine și în viața ta parcă vin tragedii după tragedii. Prima dată soțul, apoi copiii. Nu putem spune că dacă rămâneau în Betlehem, lucrul acesta nu se întâmpla. Nu știm care era planul lui Dumnezeu, însă vreau să înțelegem drama prin care trebuie să treacă o persoană în anumite momente. O dramă atât de puternică astfel încât în versetul 13, ultima parte, ea spune astfel Eu sunt mult mai amărâtă decât voi pentru că mâna Domnului s-a întins împotriva mea. Eu sunt mult mai amărâtă decât voi pentru că mâna Domnului s-a întins împotriva mea. Ce faci atunci când simți că Dumnezeu este împotriva ta. Se întâmplă uneori în viața noastră atâtea situații complicate, astfel încât se pare că poți să ajungi la această concluzie. Și dacă ajungi la această concluzie că Dumnezeu este împotriva ta, oare nu cumva ai pierdut totul? Ne aducem aminte de această concepție pe care o aveau ei. Însuși Domnul Isus este întrebat în momentul în care vindeca pe oameni vin cărturarii și întreabă cine a păcătuit? Cineva a păcătuit, de aceea cel din fața noastră este, este pedepsit. Eu sunt mult mai amărâtă decât voi. Vedem aici ce se poate întâmpla atunci când dintr-o dată ne concentrăm atenția doar pe noi. Uh, ia le cere celor două norori să plece. Le cere de, de trei ori să plece, să se ducă la, uh, la familiile lor în uh, locurile unde au crescut. Însă. Oare nu cumva uneori. S-ar putea să îl învinuim pe Dumnezeu pentru anumite lucruri pe care le le alegem noi pentru anumite alegeri pe care le facem noi? Așa pare pe aici. Eu sunt mult mai amărâtă pentru că Domnul s-a întors împotriva mea. Și atunci, dintr-o dată, vedem că situația este și mai complicată. Și dintr-o dată ne amintim că este foarte important să știm cum este caracterul lui Dumnezeu? Și dacă ne amintim de ce spune Scriptura, Spiritul Profetic, încă de la 12 ani copiii erau duși la Templu, vedeau ce se întâmplă acolo, își dădeau seama cât de complicat este momentul în care cineva păcătuiește, își dădeau seama apoi de iertarea pe care putea să o primească acea persoană și. Puteai să pleci de la Templu cu această veste bună, că totuși tu nu trebuie să mori, ci în locul tău va muri cineva. Însuși, Domnul Isus, când a mers la Templu, spune cuvântul inspirat că și-a dat seama că acolo este vorba despre, despre el. Dar în momentul în care te confrunți cu o astfel de criză, ajungi să spui, eu sunt mai mărâtă decât voi prin ceea ce trec eu, nu am mai trecut nimeni. Parcă cumva te deconectezi de ceilalți, parcă nu-ți mai pasă de ce se întâmplă în jurul tău și toată atenția ta este doar la tine. Și lucrul acesta nu face bine, pentru că, după cum am zis, Naomi cere lor un lucru. Și vreau să mă întorc la versetul 8, în care spune astfel, Naomi a zis, atunci celor două nurori ale ei, duceți-vă și întoarceți-vă fiecare la casa mamei ei. Pare simplu să te întorci la casa mamei. Pare o cerere simplă pe care o face pentru că în acel moment, când o femeie rămânea singură, era chiar o situație dramatică. Era o situație dramatică prin modul în care era privită și desconsiderată, avea doar, câteva, doar două opțiuni foarte complicate. Ea cere lucrul acesta, dar fără să-și dea seama, ea spune și alte cuvinte. La versetul 15, Naomi a zis către Rut, Iată, cumnata ta s-a întors la poporul ei și la Dumnezei ei. Întoarce-te și tu după cumnata ta. Deja, în momentul în care privim și ne gândim doar la situația în care ne, ne aflăm noi, ne scapă din vedere anumite lucruri foarte importante. Această întoarcere a la familiile lor nu era doar atât, ci era o întoarcere în idolatrie cumva. Dacă prin căsătorie, prin această relație de, de familie, ele au fost scoase de acolo și puteau să aibă o șansă de a cunoaște pe Dumnezeu al adevărat și a rămâne alături de el, acum, prin trimiterea lor înapoi la familie, pur și simplu cumva, le trimiteai din nou în mediul lor. Și cuvântul spune aici la versetul 15: Iată cum Nata ta s-a întors la poporul ei și la Dumnezei la poporul ei și la Dumnezeu ei. De unde atâta durere? Oare nu cumva, care nu cumva omul nu mai no. își ia timp să se gândească la ceea ce i-a promis Dumnezeu? Nu cumva omul nu mai meditează la cuvântul Scripturii, nu mai își amintește de experiențele prin care a trecut până în acel moment, astfel încât atunci să fie încrezător că Dumnezeu va lucra și mai departe? Versetul 11, vreau să mai citesc și acest verset. Era a doua cerere pe care o face Naomi și întreabă Pentru ce să veniți voi cu mine? Mai am eu oare fi în pântecele meu ca să poată fi bărbații voștri? Uh, cu alte cuvinte, ea pune o întrebare complicată. Oare mai poate să facă Dumnezeu ceva? Ea nu spune cuvântul acesta, dar nu arată care deloc credință. Pur și simplu este atât de descurajat astfel încât. Spune, este imposibil. Este imposibil. Eu nu mai pot să fac nimic. Dar oare. De ce nu ne gândim la ceea ce poate să facă Dumnezeu? De câte ori nu ne-am aflat, poate și noi, în această situație când am zis, mai pot eu, nu mai am nicio soluție. Am făcut tot ceea ce puteam. Și le întâlnim adesea în momentul în care cineva se îmbolnăvește, trece printr-o. Criză de sănătate, o boală gravă, omul își pune speranța în toate tratamentele, merge la cei mai buni. medici, ce apoi spune, mai pot, nu mai pot, am făcut tot ce am putut. Dar unde este Dumnezeu? Unde este căutarea lui și căutarea intervenției lui vindecătoare în viața noastră? Ce poate fi mai dureros decât să nu mai crezi? În făgăduințele lui Dumnezeu. Să ajungi într-o situație atât de complicată, astfel încât să nu mai crezi în făgăduințele lui Dumnezeu. Evrei, capitolul 11, cu versetul 6, spune atât de, de clar despre credință aici apostolul. Fără credință, este cu neputință să fim plăcuți lui. Evrei, capitolul 11, versetul 6. Căci cine se apropie de Dumnezeu trebuie să creadă că El este și că El răsplătește pe cei ce-l caută. Mai credeți că Dumnezeu răsplătește credincioșia omului? Și dacă nu mai credem lucrul acesta, oare. Din ce cauză nu mai credem? Nu cumva nu mai avem experiențe cu Dumnezeu? Nu cumva nu mai avem momente mai mici sau mai mari prin care ne manifestăm încrederea în El și astfel privind în urmă să ne dăm seama că El este credincios făgăduințelor pe care ni le-a făcut și că El răsplătește credincioșia? Am întrebat lucrul acesta, mai credeți? Că Dumnezeu răsplătește căi din Mai credem noi că ne putem lăsa cu totul în mâinile lui și că viitorul nostru va fi în siguranță? Pentru că, fără să vrem sau fie că vrem lucrul acesta, privim la știri, la diferite canale de informare și tot ceea ce vedem acolo reprezintă doar crize dar lucruri care ne fac așa cumva să, să fim agitați și care pun viitorul cumva în umbră, frică și necunoscut. Oare cei din poporul lui Dumnezeu ar trebui să aibă aceste temeri? Oare noi care deschidem cuvântul și citim despre ceea ce face El și făgăduințele pe care ni le-a făcut El ar trebui să fim influențați de ceea ce se întâmplă în jurul nostru? Repet, mai credem noi că Dumnezeu răsplătește credincioșia? Pentru că dacă noi nu mai credem lucrul acesta, într-o zi s-ar putea să luăm acea, această decizie. Să părăsim casa pâinii crezând că va fi mai bine în altă parte. Să părăsim acel loc unde, deși era greu și era foamete, totuși te puteai pune pe genunchi și să spui, Doamne, după cum ai coborât pâine din cer atunci, repetă lucrul acela cu mine acum. Doare nu se întâmpla? Cu siguranță se întâmpla. Mă întorc la versetul 16. Rut a răspuns: Nu sta de mine să te las, ci să mă întorc de la tine. Încotro vei merge tu, voi merge și eu. Unde vei locui tu, voi locui și eu. Poporul tău va fi poporul meu și Dumnezeul tău va fi Dumnezeul meu. Avem aici o declarație de iubire și de devoțiune, de apartenență unică. Unde vei merge tu, voi merge și eu. Unde vei locui tu, voi locui și eu. Poporul tău, poporul meu, Dumnezeul tău, Dumnezeul meu. Și vreau să ne gândim câteva, câteva secunde la lucrul acesta. Oare cum ar trebui să arate viața unui om astfel încât cei ce îl cunosc să spun aceste cuvinte vreau ca Dumnezeul tău să fie și Dumnezeul meu. Vă puteți imagina lucrul acesta? viața unui creștin veritabil care prin tot ceea ce face el îl mărturisește pe Dumnezeu într-un mod atât de eficient și atât de plăcut astfel încât cei care îl înconjoară să spun aceste cuvinte Dumnezeul tău vreau să fie și Dumnezeul meu. Cu siguranță rut l-a cunoscut pe Dumnezeu prin Naomi. Prin tragediile acestea, prin tot ceea ce a văzut acolo, chiar dacă nu a fost ușor pentru ea, a putut să vadă în ea un caracter aparte care a chemat-o să rămână alături de ea și alături de Dumnezeul adevărat. Vreau să vă întreb un lucru, pentru că, privind la statistici, cumva oamenii prin dor, de casă, privesc spre cer mai mult atunci când trec prin încercări. Oare de ce se întâmplă lucrul acesta? De ce atunci când lucrurile sunt bune, oamenii nu au acea dorință de a se întoarce, de a privi către Dumnezeu? De ce doar atunci când apar nevoi financiare, când apar probleme de sănătate sau alte crize, omul se întoarce cu ochii? Cer. Cum putem să redescoperim dorul spre Casa pâinii? Pentru că, într-un fel sau altul, poate am plecat și noi de acolo. Într-un fel sau altul, am zis că este bine să încercăm. Și, totuși, fără să ne dăm seama, ne-am dus într-un mediu complicat. Fără să ne dăm seama, poate am ajuns să lucrăm într-un loc unde nu ar fi trebuit să lucrăm și care nu ne ajută, cu privire la sabat, de exemplu, crezând că nu mai este soluție. Și am întâlnit persoane care au făcut lucrul acesta. S-au angajat doar într-un anumit loc ca să aibă un salariu, dar ia cumva că și sâmbătă va trebui să ajungă acolo. Oare unde este credința? Oare unde este dorința aceea de a te întoarce la ceea ce a promis Dumnezeu și de a trăi conform voii sale? Cum poate să se întoarcă cineva din nou în casa pâinii? Și cu lucrul acesta aș dori să Mergem către o concluzie. Vreau să citesc versetul 6. Apoi s-a sculat ea și în urorile ei, ca să se întoarcă în țara ei din țara Moabului. Că ce aflase în țara Moabului, că Dumnezeu cercetase pe poporul său și dăduse pâine. După o istorie lungă. Vedem că a fost peste 10 ani tot ce s-a întâmplat acolo, ca perioadă de timp. Uh, situații complicate, tragedii, o dramă. Apare totuși o veste bună. Dumnezeu a dat pâine. Dumnezeu a dat pâine și vestea aceasta o face pe Naomi să-și dorească să se întoarcă acasă. Cât de importantă este o veste bună. Vă aduceți aminte în momentul în care eu am botezătorul uh, era întemnițat uh, și într o zi trimite pe niște ucenici la Isus să le întrebe: "Tu ești sau așteptăm pe altcineva?" Vă dați seama unde poate să ajungă omul când este descurajat? Când trece prin niște situații complicate, cel care a pregătit calea Domnului, cel care a zis, eu nu sunt vrednic nici măcar să îi leg încălțămintea, cel care cu siguranță a auzit glasul din cer, a văzut pe Duhul Sfânt acolo la botezul Domnului Isus, în aceste momente de descurajare, el întreabă, tu ești sau să așteptăm pe altul? probabil cuvântul inspirat vorbește despre ceea ce aștepta el. Aștepta ca Iisus să fie împărat, să restabilească anumite lucruri și să pună lucrurile în ordine. Dar de fapt, ele nu se întâmplau și Ioan are această întrebare: Tu ești sau să așteptăm pe alții? Și atunci Mântuitorul îi trimite pe ucenici și le spune: Duceți-vă și spuneți ce vedeți. Cum oamenii sunt vindecați, cum oamenii sunt iertați și cum se întâmplă lucrurile. Vești bune. Vești bune care aveau ca scop să aducă speranță. Știți de ce oamenii poate nu mai au dor de casă? Știți de ce oamenii poate nu-și mai doresc să revină în casa pâinii? Pot fi două motive. În primul rând, poate că eu nu am mai vorbit atât de des despre lucrul acesta. Poate că eu nu am mai dus această veste că Dumnezeu e bun și că Dumnezeu dă pâine. Și cei care vin și cei care se încred în Cuvântul Său vor avea pâine și viața lor va fi în siguranță. Și dacă n-am făcut lucrul acesta. Este posibil să-l fi făcut pe al doilea, care este unul foarte grav. În loc să aduc vești bune, zvonuri de felul acesta că Dumnezeu dă pâine, că Dumnezeu s-a îndurat, că Dumnezeu este bun și are un răspuns pentru fiecare problema ta, poate am răspândit alte zvonuri. Despre Dumnezeu, poate despre persoanele de lângă mine și în felul acesta cum să-ți dorești să fii în casa pâinii când toate aceste vești sunt rele. Și zvonurile pe care le răscolește cineva sunt atât de dramatice. Mi-aduc aminte vizitam pe cineva și a început să-mi povestească despre ce spuneau anumite persoane despre o situație din viața lui. Era atât de trist ce se întâmpla acolo pentru că nu puteam să îl opresc din plâns, să-l încurajez, atât de afectat era de zvonurile pe care le primetea cineva cu privire la situația lui. Cum să aduci un om de felul acesta în casa pâinii? Cum poți să îi spun unui om care trece printr-o astfel de situație că Dumnezeu e bun, că Dumnezeu se îndură iarăși, când altcineva face lucrarea celuilalt. Cum să ne întoarcem spre casa pâinii? Cum să ne întoarcem privirile către cer dacă uneori zvonurile pe care le ducem noi mai departe și veștile pe care le transmitem sunt veștile pe care vrăjmașul vrea să le transmitem? Ioan aproape că își pierdea credința acolo. Cel puțin așa, înțeleg, când trimiți pe cineva să întrebe pe Isus, tu ești, sau să așteptăm pe altul, acolo înseamnă că ceva se clatină. Și veștele care au venit l-au ajutat să fie încrezător mai departe. Cât de mare influență are Cuvântul? Cât de mare influență are Cuvântul să îi facă pe ceilalți? Care ne ascultă să se întoarcă în casa pâinii. Fiecare dintre noi am trecut, trecem sau vom trece poate prin situații asemănătoare, crize complicate. Însă, în această dimineață, vă provoc să nu uităm un lucru. Dumnezeu cercetează pe poporul său și dă pâine. Dumnezeu nu se schimbă. Noi suntem cei care încercăm să plecăm poate din Betleem, noi suntem cei care încercăm și alte soluții, pentru că nu mai credem că El poate să rezolve situațiile, pentru că nu mai avem încredere și nu mai suntem dispuși să ne punem în mâinile Lui și să spunem, lucrează Tu. Dumnezeu dă pâine iar. Dacă lumea care ne înconjoară are nevoie de o veste, eu cred că aceasta poate fi una din ele. Dumnezeu este bun și Dumnezeu sunt dură de poporul său. Trăim atâtea situații complicate și vedem lucruri cu care se confruntă omenirea, astfel încât mi-aș dori ca fiecare dintre noi să mergem cu această veste pe toți cei pe care îi întâlnim descurajați, pe toți cei care îi întâlnim care ne povestesc despre probleme, despre situații cu care se confruntă. Să încurajăm cu aceste cuvinte. Dumnezeu cercetează pe poporul său și în casa pâinii, acolo unde vrea el să fie, acolo va fi bine. Vreau să mai citesc un singur text. Isaia, capitolul 52, versetul 7. Ce frumoase sunt pe munți picioarele celui ce aduc vești bune, care vestește pacea, picioarele celui ce aduc vești bune, care vestește mântuirea, picioarele celui ce zice Sionului, Dumnezeul tău împărățește. Ce frumoase sunt picioarele acestea. Ce frumos este ca noi, ca popora lui Dumnezeu, să ne îndeplinim această chemare și anume de a aduce vești bune. Și care este vestea bună? Evanghelia. Dumnezeu are totul sub control. Dumnezeu împărățește și astăzi. Iar dacă noi alegem să rămânem alături de el, indiferent de situațiile tragice și complicate cu care ne vom confrunta sau ne confruntăm, el se îndură de noi și ne va da o soluție. Știți cum se termină cartea aceasta rut? Începe în capitolul 1 cu această plecare, tragedie, una după alta, și capitolul 4, versetul 16, spune cuvântul astfel: Naomi a luat cuvântul. L-a ținut în brațe și a văzut de el. Vecinele i-au pus nume, zicând: Acest fiu i s-a născut lui Naomi și l-au numit Obed. Acesta a fost tatăl lui tatălui tatăl lui David. În mijlocul unei întâmplări grele, prin care nu mi-aș mi dori să trecem niciunul dintre noi. Răsare o speranță unică. Te întorci în casa pâinii și Dumnezeu nu face doar atât. Se naște un copil care face parte din genealogia Domnului Isus. Cel care împărățește, cel care va reveni și va pune toate lucrurile în ordine. În această dimineață, vă invit să ne gândim la modul în care abordăm aceste situații de criză cu care ne confruntăm și. Fie că se întâmplă la noi sau fie că le vedem la ceilalți. Haideți să avem acest mesaj de speranță. Dumnezeu se îndură de poporul său și El împărățește peste lumea aceasta. Amin.